La Centrul de Cultură și Artă al județului Sălaș continuă programul Cinemateca. Următoarea proiecție va avea loc joi 4 februarie de la ora 18 în sala Dialoguri Europene, intrarea fiind liberă. Proiecția va avea loc în prezența regizorului Lakatos Robert, în prezentarea criticului de film Ioan Pavel Azap. Filmul a fost prezentat la festivalurile naționale de film din Ungaria și Austria, rulează începând din 15 mai 2008 la cinematografele din Budapesta și a fost inclus în cadrul Festivalului Internațional de Film din Karlovy Vary 2008, categoria Est of the West. Versiunile TV mai scurte de 47 de minute și de 60 de minute sunt prezentate de televiziunile care au colaborat la realizarea filmului. Proiecția a obținut premiul Europa Cinemas Label la Festivalul Internațional de Film Karlovy Vary 2008. Lali și Lori revin. Robert Lakatos a dezvoltat documentarul situațional făcut în 2002 într-un film artistic documentar. Cele două personaje se perindă prin Transilvania, Ungaria, Austria și chiar Egipt, iar regizorul, urmărindu-i cu camera, reînvie tradiția genului de documentar ficțional, gen născut în anii 70 și devenit cunoscut sub denumirea Școala din Budapesta. Lakatos reușește să împingă limitele celor două genuri până la comedia absolută, îmbinându-le genial. Robert Lakatos este lector universitar doctor la Universitatea Sapientia, Facultatea de Științe și Arte din Cluj, Departamentul Film, Fotografie și Media. Acesta întocmit teza de doctorat la Universitatea Babeș-Bolyai cu titlul Confluențe ale metodelor regizorale în filmul documentar și cel de ficțiune în Europa Centrală și de Est în primul deceniu al secolului 21. Este director artistic și vicepreședinte al Asociației Audiovizuale Argo din Cluj, precum și președinte al Asociației Cineaștilor Maghiari din Transilvania.